Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Cei care mă urmăresc de mai mult timp știu deja foarte bine din videoclipurile anterioare că nu sunt de acord să-ți cumperi haine scumpe ca să impresionezi pe altcineva dacă nu ți le permiți. Dar cred că există niște soluții mai ieftine care te vor face pe tine în primul rând să te simți mai bine, ceea ce este cel mai important, și pe lângă asta un plus îi va determina și pe cei din jurul tău să te vadă la un nivel mai înalt. Așa că astăzi vom vorbi despre 7 lucruri care nu depășesc 300 de lei, ceea ce nu cred că e o sumă exorbitantă, însă atunci când le porți te vor face să te simți ca un afacerist de succes, iar asta este cel mai important. Mereu am spus că e mai important ce crezi tu despre tine decât ce cred alții, însă pentru aceste 7 lucruri merită să faci o investiție pentru că te vor face să te simți și să arăți de milioane. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru care e destul de ieftin, dar te face să par bogat dacă arată bine și pe deasupra mai și ceva în el, este portofelul. Gândește-te puțin de câte ori scoți portofelul din buzunar pe zi ca să plătești ceva. Iar dacă e vechi, murdar, jerpelit, nimeni n-o să creadă că o să ai și ceva în el. De aceea trebuie să-ți cumperi un portofel care arată decent dacă ai deja unul jerpelit sau nu ai deloc, pentru că este un obiect pe care o să-l vezi de multe ori pe zi, nu numai tu, și cei din jurul tău. Poți găsi un portofel de calitate din piele până în 100 de lei, așa cum l-am găsit eu pe acesta de pe EMAG cu 95 de lei, redus de la 440. Așa că dacă nu vrei doar să dai impresia că ai bani, ci să-i și atragi, oferă-le o casă mai bună. Al doilea lucru care te face să pari bogat atunci când îl porți la mână este, bineînțeles, un ceas. Eu când mă gândesc la un om bogat, mă gândesc automat la un om de afaceri. Și conceptul de om de afaceri în mintea mea nu există fără un ceas la mână. Și eu mereu observ atunci când ies cu un prieten, să zicem, dacă are sau nu ceas la mână. Și dacă are, automat îl văd diferit, îl văd mai bine. După părerea mea, aș da cei mai mulți bani pe ceasuri, nu pe blugi, nu pe cămăși, pe tricouri, ci pe ceasuri, pentru că îți elevează ținuta la un cu totul alt nivel. Dar poți să găsești ceasuri foarte bune de la firme cunoscute și sub 300 de lei dacă știi să cauți pe internet. Sfatul meu este să urmărești mereu reducerile și să cauți cupoane de reducere pe internet, pentru că poți obține un preț și mai bun. De exemplu, am găsit acest ceas de la Guess, o firmă foarte cunoscută care arată extraordinar, redus de la 650 de lei la 280, și dacă te uiți bine după reduceri, poți găsi ceasuri de la Tommy Hilfiger, de la Fossil, de la Armani, sub 300 de lei. Totul este să urmărești reduceri atât în magazin cât și pe internet și te poți alege cu un ceas care te va face să arăți de milioane. Al treilea obiect care te va face să arăți ca un milion este o geantă de mână, pentru că poți să îți minți prietenii că ai un milion de euro acolo. Glumesc! Dar e adevărat că obiectele din piele mereu par mai luxoase decât cele din materiale sintetice. O geantă de piele sau imitație de piele, pe lângă faptul că e și practică pentru că îți poți băga chestii în ea, va da mult mai bine pe lângă tine decât una din pânză sau din alte materiale textile. Al patrulea obiect care te va face să pari bogat sunt, bineînțeles, ochelarii de soare. Nu-mi spune că nu te-ai simțit mai șmecher atunci când ți-ai pus o pereche de ochelari pe ochi. Pentru că nu te cred. Vezi mereu ochelari de soare în filme la băieții ăia răi, ăia șmecheri sau ăia care au mulți bani, pentru că pur și simplu te fac să arăți mai cool. Dar atenție, nu orice tip de ochelari de soare ți se potrivește, dar nu-ți face griji, pentru că am făcut un video mai de mult în care explic cum să îți alegi ochelarii de soare perfecți pentru tine, îl ai în colțul din dreapta al ecranului. Poți găsi ochelari de soare care arată super tare și sunt și de calitate până în 200 de lei, ai exemplu aici, și îți garantez că dacă îți cumperi o pereche care chiar ți se potrivește, vei arăta de cel puțin două ori mai tare decât ai făcut-o fără. Al cincelea obiect care te face să pare mai bogat decât ești este un inel. Oamenii care au bani, în general, încearcă să își pună amprenta pe locul lor, iar accesoriile îi ajută să facă exact asta. Un inel te poate ajuta să-ți evidențiezi personalitatea, pentru că poți alege un model care te reprezintă. Poți găsi inele pe EMAG până în 300 de lei, dar totuși aș sta departe de inelele aurii, pentru că seamănă prea mult cu inelele de logodnă. Iar atunci când porți inel, care nu e de logodnă, bineînțeles, nu-l purta niciodată pe inelar. Îl poți purta pe orice alt deget. Dar cam orice inel ai purta, sunt sigur că îți va ridica locul la un cu totul alt nivel. Al șaselea obiect sau obiecte ieftine care te fac să pari bogat sunt cravata sau papionul. Asocierea dintre elegant și scump a existat mereu, adică dacă te îmbraci mai elegant, lumea automat va crede că ai plătit mult pe acele haine. Dar eleganță fără cravată și papion
nu prea există. De aceea trebuie să le ai în garderoba ta, pentru că atunci când mergi la o ocazie specială și trebuie să te îmbraci formal, sunt esențiale. Pentru că să zicem că ești la un majorat și toți ceilalți băieți vin în blugi și în tricouri, iar tu vii frumos în pantalon de stofă, în cămașă și papion. Cine crezi că va arăta mai scump? Tu sau restul lumii? Exact, știi deja răspunsul. Poți găsi papioane și cravate până în 100 de lei, chiar după cum poți vedea, reduse de la 700 de lei și te vor face să arăți de milioane. Și în final, al șaptelea obiect vestimentar care te face să arăți extraordinar este un sacou. Sacoul se poate purta și în stil casual cu un tricou, nu trebuie neapărat să îl porți cu o ținută elegantă, însă îți va face ținuta să arate mult mai scumpă decât este. Este un obiect vestimentar pe care chiar trebuie să-l ai dacă vrei să te simți bine și să arăți bine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!